Care e denumirea corectă a limbii în Moldova? Trebuie să fie în limba română, că noi, cum nu este, vorbim o limbă și este o țară mare care ne unește. Și asta e punctul. În România tot sunt dialecte diferite și în Rusia tot sunt dialecte. Dar noi vorbim o limbă, limba română, și asta trebuie să ne unească. Eu cred că totuși limba română. Deja e timpul noi să ne apreciem cum se numește. Română, moldovenească, ori limba de stat, cum este scris în Constituție, că nu este corect. Așa e conducerea, așa e țara. Dar drept e limba moldovenească. Română, dragul mami. Am lucrat toată viața, așa am vorbit, limba stâlcită. Și cu rus, și cu șeală, și cu șeală. Da, muia, las fac odată, copiii ești care orice știi, bă, o limbă oricare, nu? Я думаю, он одинаковый язык. Я в основном разговариваю на молдавском, потому что я старое поколение и учил его. Румынский очень красивый по отношению к молдавскому. Есть многие слова, которые я их не понимаю, например. Поэтому, как бы то ни было, мы одни братья. По крови и по нации, и по все прочее. Я думаю, что румынский будет лучше, потому что ваше поколение, она больше разговаривает более чище и более красивый язык румынский. Foarte bine, asta de mult trebuie. Pentru că noi, într-adevăr, suntem români. Înțelegeți? Și noi provenim, părinții noștri, bunii noștri, de acolo noi venim. Și e foarte corect. Îmi pare rău că atâtea guverne precedente care au fost până acum, nu au luat hotărârea asta, știți? Acum e bravo, de Doamne să fie. Să nu fie proteste, să facă contra limbii, că asta e o păcat mare. Ar spune chiar au fost manipulați chiar bine, anume din, Doamne, conducătorii care au fost în opoziție, care au fost pentru Rusia permanent și care au fost contra la cetățenii noștri care suntem băștenași pe pământul ăsta și avem toate drepturile. De mult trebuie. De când a prinit conul ăsta, curtea a prinit că se poate limba română. Pas, eu cred că se susține și lanți nu vor cu româna. Și cine credeți că ar fi împotrivă? Și ne partidul socialiștilor, șor. Aș vota deputații care stimează. Iată la noi, de pildă în Moldova. Sunt ruși cu 30-40 de ani, și apoi spune, a găvărit din anormalne mezche. Dar eu îi spun, limba română a fost și a să fie. Vorbește singur la limba ta rusă acolo în Rusia. Da? Și dacă te ia teritoriul Moldovei, Basarabiei, zis, păi vorbește limba, stimează poporul ăsta, vorbește limba română.